Expertul în drept constituțional, profesor universitar Teodor Crănaț în studioul Europei Libere de la Chișinău, discutăm despre verdictul în alte curți. S-a spus că e constatat drept circumstanță care justifică dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a 10 -a, imposibilitatea formării guvernului în conformitate cu articolul 85, alineat 1 2 din Constituție, avizul este definitiv și nu poate fi supus niciunei căi de atac. Aceasta este declarația președintei Comisiei Curții Constituționale, domnica Manole, V-ați așteptat la această decizie în alte curți? Eu am prevăzut acest, acest aviz, ca nume așa va fi, însă, la fel, am spus că în cadrul Curții Constituționale, judecătorii sunt numiți pe criterii politice, o parte din ei. Și acest vot de 3 la 2, de acum mă pune pe mine în gardă că... S-a la concluzia că unii judecători care au fost numiți pe criterii politice s-ar putea să facă un servici a celor subiecti care i-au favorizat sau care, sau care direct i-au numit în funcție de judecător. Opinii și, separate și au avut Vladimir Țurcan și Serghei Țurcan. Sergei 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 da. De ce? Eu spuneam în felul următor că dacă noi respectăm stricto sensul buchea articolul 85 din Constituție, atunci, în afară de constatarea circunstanțelor de dezolvare a Parlamentului că s-au întrunit, nu vedem o altă opțiune. Însă, vedem că avem aceste două opinii separate, care argumentează precum că nu s-au întrunit circunstanțele de dezolvare a Parlamentului. Punctul meu de vedere că aceste două opinii mai mult sunt motivate politic și cred că este un serviciu adus acelor subiecti care anumite în funcție de judecător la Curtea Constituțională sau I-a favorizat ca să fie anume acești anumiți judecători la Curtea Constituțională, ca anume în situația acestea de criză să adopte astfel de hotărâri care ar fi pe placul politicului. Frontașii socialiștilor deseori au anunțat că ei ar putea să nu respecte această decizie a Curții Constituționale pentru că există o majoritate în Parlament și că ei chiar găsesc mai multe asemănări cu ceea ce s-a întâmplat în vara anului 2019, atunci când PSRM și, pas, și blocul acum au făcut și-au și -au asumat guvernarea și ei spun că atunci nu s-au supus deciziei Curții Constituționale. Vedeți că avizul Curții Constituționale va servi drepte mei pentru emiterea acelui decret prin care se va constata de către președintele Republicii Moldova că Parlamentul de legislatura a 10 ani este dizolvat. Și în acel decret se va stabili data alegerilor parlamentare anticipate. Apropo, când Ce? se va stabili? Sau mai, întâi, uh, de, de, de aceea capăt. spuneam în felul următor, că dacă socialiștii nu vor respecta avizul curții, aceasta e de problemă sau de uh, sau business-ul sau îi ține pe socialiști. Ei principalul să respectă în tocmai decretul președintelui Republicii Moldova de dezolvarea Parlamentului. Dacă îi fac referință la două situații, 2019 și 2020, sunt două lucruri incomparabile. În speța din 2019, a care am criticat-o și eu foarte dur poziția Curții Constituționale care ulterior au plecat în demisie în corpore, parlamentul era în câmpul legal constituțional de trei luni de zile. Trei luni de zile. Cu toate că acea curte constituțională i-a interzis președintelui pe atunci să înainteze un candidat la funcția de prim-ministru legătură cu faptul că nu se crease organele de conducere a Parlamentului. În situația din 2021, această speță, noi vedem că s-au ipuizat toate termenele de investiri în funcția unui guvern din partea Parlamentului Republicii Moldova. De aceea, dacă socialiștii nu vor recunoaște viitorul decret a președintei Republicii Moldova de dizolvarea Parlamentului vor intra în albia încălcării Constituției și uzurpării puterii în stat, o crimă care se pedepsește conform articolului 339 din codul penal. Aceasta este. Însă, din punct de vedere politicește, nu avem aici o anumită marjă de acțiune din partea socialiștilor. Nu uităm de faptul că ei au în prezent o majoritate în cadrul Parlamentului care a introdus starea de urgență. Anume, ei vor pedala starea de urgență în așa fel ca să nu aibă loc efectul juridic a viitorului decret a președintelui cu privire la dezolvarea Parlamentului. Încărnați, dar la Curtea Constituțională sunt sesizări, se pare că chiar două, referitor la încălcarea procedurii de a fi instituită această stare de urgență. Curtea Constituțională trebuie să se expună și pe aceste două sesizări, da? Da, doamnă Ursu, chiar la dumneavoastră în studio am fost chiar primul care am spus că acea stare de urgență care s-a introdus în Republica Moldova este una neconstituțională, fiindcă a avut loc cu viciu de procedură. Însă, sunt de părerea că doamna președinte Sandu, după ce a obținut astăzi avizul din partea Curții Constituționale, pentru a fi în albia constituționalității și a da viață viitorul decret, adică să pregătească terenul pentru viitorul decret, trebuie să acționeze în felul următor. În primul rând se adresează către un demers către Parlamentul Republicii Moldova prin care se solicite anularea stării de urgență pe faptul că ea a fost motivată politic și s-a demonstrat motivată politic pentru a lungi viața acestui Parlament și nu are nicio legătură cu starea de urgență în domeniul sănătății. Acesta e demers. Și a doua ce spuneam și anterior că ea este neconstituțională chiar dacă unii așa comentatori spune că n-am dreptul să spun că este neconstituțională, eu am spus că nu. O, o libertate de opinie Republica Moldova este o valoare. Și eu ca și expert în domeniul constituțional, nu, am spus că nu trebuie să fii mare expert să vezi că a avut loc un viciu de procedură la momentul când Parlamentul a introdus în Republica Moldova starea de urgență. Și din asta acum sugerați că președinta Sandu o să anunțe decretul privind dizolvarea Parlamentului după ce se ridică starea de urgență? Sau ar putea măcar și azi sau și mâine, dar să aștepte ridicarea acestei stări de urgență? Vedeți că referitor la emiterea acestui decret depinde de doamna președinte deoarece chiar dacă va emite azi sau mâine acest decret prin care va spune că Parlamentul de la 10 -a se dezolvă și se vor stabili alegeri parlamentare anticipate când? Vedeți că în acest decret trebuie să fie introdus două puncte. Prima, că se dezolvă acest parlament, iar în punctul 2 trebuie să stabilești data alegerilor parlamentare anticipate. Pentru a stabili o dată, tu nu poți, fiindcă ai o stare de urgență. Și de nu aceea, e de... că deputații ar mai putea să prelungească această stare de urgență sau să mai voteze pentru două luni, încă pentru două luni? Spuneam lucrul acesta așa anterior, că parlamentul având o majoritate, îi pot introduce o stare de urgență, dar aceasta va în contradicții cu voința poporului. Fiindcă astăzi Curtea Constituțională a ajuns la concluzia că poporul are dreptul de a-și alege din nou reprezentanții în Parlamentul Republicii Moldova. Astăzi s-au constatat că există astfel de circunstanțe. De aceea, doamna președinte, ca cel mai activ subiect, în raport cu declanșarea legilor parlamentare anticipate, trebuie să aplice în tocmai prevederile Constituției și dea dreptul suveranului, adică poporului, de a-și alege viitorul Parlament. Pentru aceasta eu spuneam că trebuie să facă acel demers către Parlament și să spună, onorat Parlament, în legătură cu faptul că există astfel de un aviz, eu de acum am pregătit proiectul de dezolvare a Parlamentului, însă în legătură cu faptul că este introdusă starea de urgență și voi ați introdus-o pentru faptul ca voi să vă lungiți viața de deputați, demersul să fie următor anulați această stare de urgență, fiindcă ea nu s-a motivat din punct de vedere al uh, uh, stopării, uh, răspândirii pandemiei. Și al doilea, văzând că deputații nu îi nu, nu vor da curs în astfel de demers, se fortifice nota în raport cu această problemă la Curtea Constituțională. Și de ce dumneavoastră s-a spus că avem două sesizări la Curtea Constituțională? Eu am făcut cunoștință cu ambele sesizări. A doua sesizare depusă de către deputații pas dacă nu mă doamna Roșca și domnului Tvenencu, prima a fost depusă domnul Octavian Țicu, au invocat acele idei pe care le-am vociferat în spațiu public legat de viciu de procedură în legătură cu faptul că un guvern de misionar nu are dreptul să vină cu astfel de mers către Parlament și a doilea că nu poate un parlament a Republicii Moldova să voteze o hotărâre de introducerea stare de urgență inițiată de deputați, fiindcă intră în contradicție cu articolul 6 din Constituția Republicii Moldova referitor la principiul separației puterilor în stat. Și din punctul acesta de vedere, pornind la ideea că însăși hotărârea prin care s-a introdus starea de urgență este una viciată, fiindcă nu s-a arătat ce aspecte trebuie să fie luate de către executiv în raport cu prevenirea pandemiei în Republica Moldova. mi a spus foarte clar ce urmează și ce poate să facă președinta Maia Sandu. Ce poate și ce nu ar trebui să mai facă actualul Parlament. Puteți Sau că... acea majoritate, dacă ea își mai păstrează valabilitatea. Vedeți că actualul Parlament, odată ce este reprezentantul suprem al poporului în Republica Moldova, adică acea autoritate care are atribuția de a adopta legi, eu cred că e bine ca să se supune unui acestui aviz al Curții Constituționale și în cele din urmă, chiar din oficiu, să anuleze starea de urgență și să-i acorde poporul dreptul de a-și alege reprezentanți. Asta e cazul cel mai Asta corect. e cazul ideal, Dar constituțional. În alte, dacă mai scot vreun azi din mânică, socialiștii și aliaților? Asul din mânică pe care pot să-l scoată socialiștii, așa cum a spus eu, și această majoritate parlamentară, este de a... a, a Adopta la pachet mai multe legi care vor fi totalmente neconstituționale. Mai multe legi care ar lovi în democrație și în statul de drept, care ar pregăti viitoarele alegeri parlamentare anticipate, în sensul că s-ar putea să recurg la modificarea codului electoral în baza căruia să se, se petreacă alegerile parlamentare anticipate dacă totuși până la urmă vor ajunge la concluzia că se se supună decretul de dezolvare a Parlamentului Public Moldova. A doilea pe care o văd în timpul proxim s-ar putea să elibereze din funcție sau să numească în funcție persoanele care vor Influența viitoarele alegeri parlamentare anticipate. Adică, știți că expiră și mandatul membrilor Comisiei Electorale Centrale? Ar putea în grabă să numească alți membri ai CEC-ului? Asta să știți gândurile mele. Anume, în această perioadă, care le vor rămânea, fiindcă Curtea Constituțională, dacă nu va procede la examinarea celor sesizări prin care se declare starea de urgență neconstituțională, atunci Parlamentul are o marjă de acțiune mult mai mare și vor elabora, elabora astfel de proiecte de legi ca să pregătească în așa fel la legea parlamentare anticipate ca să aibă un scor mai mare dacă nu ar face astfel de modificări. Eu mă tem că dacă doamna președinte nu se va grăbi și Curtea Constituțională nu se va grăbi, s-ar putea chiar însă și Parlamentul să modifice codul electoral să interzică diasporei să voteze. Eu am spus și lucrul acesta și nu întâmplător reiterez lucrul acesta. Deoarece diaspora sunt cetățenii noștri. Lipsirea uh, diasporei de acest drept de a vota se lovește direct în legitimitatea și în legalitatea viitoarelor pa uh, alegeri parlamentare anticipate. Fiindcă aceasta este un milion de cetățeni care se află în străinătate. Dar... Și un milion de cetățeni care totuși fac transferuri bănești către Republica Moldova. Astea e doilea aspect referitor la transfer. Dar care minim au cetățenia interesează... Republicii Moldova, e... care au viză de reședință în Republica Moldova? Și eu spun ca să nu se acționeze în sensul respectiv, atunci Curtea Constituțională trebuie să se grăbească, să pună în examinare această sesizare. Iar doamna președinte să folosească ambele direcții de anularea stării de urgență în Republica Moldova. Mandatul cecului expiră în iunie, dacă nu greșesc. La unie, uh... da, Adică să vedem în acesta, dacă e, Parlamentul va rămâne încă viabil, adică va avea viață și dacă le expiră în iunie, s-ar putea să introducă din nou starea de urgență ca cei din urmă să aibă posibilitatea să modifice însăși componența viitoarei comisii electorale centrale. Și dacă vor face lucrul acesta, aceasta va fi totalmente nedemocratic, fiindcă, uitați-vă, condițiile de dizolvare a Parlamentului constat, s-a constatat astăzi, la data de... 15 aprilie, ceea ce înseamnă că, la data respectivă, doamna președinte este în drept să emită acel decret cu privire la dizolvarea Parlamentului. De aceea, doamna președinte, eu sunt de părere că s-ar putea să imite acest decret și să-l împart în două părți. În prima parte se spune că se dizolvă Parlamentul Republicii Moldova de istatura a 10, -a, dar întrebarea de când se dizolvă? Adică uitați-vă că nu mai decât se împiedică în starea de urgență. Și a doilea se stabilesc alegerile parlamentare anticipate. De aceea sunt de părerea că trebuie să fie anulată starea de urgență și după aceea de proces la dezolvarea Parlamentului. Dar este motivat. Putea să ne spuneți cam când ar putea să fie ziua alegerilor parlamentare anticipate. Domnul Ursu, uitați-vă că ce s-a întâmplat din punct de vedere politicește, cât și acțiunilor depuse la Curtea Constituțională, cam 100% le-am prevăzut că așa trebuie să se întâmple. De ce? Pentru a vă da răspuns la întrebarea respectivă când s-ar putea să aibă loc alegeri parlamentare anticipate, noi avem actori politici aici. Parlamentul, dintr-o parte, de altă parte este președinția. Dar ei nu sunt pasivi. Видим, что они активны. pentru ca să nu se să să, pentru ca curtea să nu adopte acest aviz, astăzi uitați-vă câte acțiuni uh, nocive au făcut Partidul Socialiștilor. S-au adresat la Consiliul Europei, s-au adresat cu fel de fel de sesizări la Curtea Constituțională. Domnul Agațec, domnul a spus să uh, se interpretează avizul Comisiei la Veneția din prin 2019. prisma din 2019, prin prisma sesizărilor depuse de doamna președinte. Uh, cineva spune că s-ar putea să introduc starea de urgență legată de ordinea constituțională. Mai este un șeretlic aici. De aceea, pentru a da răspuns la întrebarea dumneavoastră, mi este foarte greu să înțeleg cum vor acționa pe viitor acești actori politici. Dar, totuși, zilele acestui Parlament sunt numărate. Și vă spun nici cauză. Că dacă Curtea Constituțională, în regim de urgență, să nu aștepte iar două, trei săptămâni, pentru a lua în examinare această sesizare legată de starea de urgență, dar regim de urgență, să examineze această sesizare a deputaților și, în cele de urmă, să declare introducerea stării de urgență neconstituționale. Dacă face Curtea Constituțională lucrul acesta în așa fel, atunci va fi un adevărat autentic apărător al Constituției și a drepturilor noastre constituționale. Și dacă Curtea va face lucrul dat, atunci noi putem să stabilim că doamna președinte, univa, cred că într-o săptămână, jumate, două, s-ar putea să emită acel e, decret după ce Curtea Constituțională, cred că săptămâna viitoare, uitați-vă, pe univa pe joi sau mercuri, să pună în discuții aceste două sesizări și în cele de urmă să adoptă hotărârea cu privire la declararea stării de urgență ca și neconțională, și cred că dacă lucrul acesta se va întâmpla vinerea viitoare, doamna președinte Sandu s-ar putea să emite acel decret prin care se dezolve Parlamentul Republicii Moldova. Să mai luăm în calcul și un alt scenariu. Iată, în această perioadă scurtă, despre care vorbiți dumneavoastră, că ar trebui până, eventual, săptămâna viitoare, Curtea să analizeze cele două sesizări și să uh, ia o decizie, mai Sandu să se pregătească pentru a emite decretul, s-ar putea aduna două treimi de voturi în Parlament să înainteze un impeachment președintei? <laughs> nu e din domeniul fantastic lucrul acesta și vă spun nici cauză, fiindcă pe pentru a ridica sau pentru a impune, pentru a o condamna, pentru a învinovăți pe doamna președinte pentru faptul că a încălcat Constituția, trebuie să ai o probă juridică dar proba respectivă putea să fie constatată numai de către Curtea Constituțională, așa cum a fost anterior constatat că s-a încălcat Constituția legat cu numerea de semnarea doamnei Gavriliță. Acum, temei juridic pentru a înainta impeachment doamnei președinte Sadu nu există. Unicul lucru ce există că acest Parlament nu vrea să fie dizolvat. Și dacă acest Parlament nu vrea să fie dezolvat și Curtea Constituțională a spus că de acum s-a întrunit toate circumstanțele, atunci Parlamentul va abuza și va merge împotriva poporului. Dar, de Dar doamna Ursu, ce este un moment. Uitați-vă că dacă rămâne în vigoare această hotărâre pe care s-a introdus starea de urgență în Republica Moldova, noi deschidem cutia Pandorei. Deoarece, Până pe viitor, orice Parlament, care nu va dori să plece în demisie, va recurge la mecanismul a introducei stării de urgență. Pemă, e legat uite, de pandemie. Nu, invitor, doamna Ursu, va, va recurge va la motiv. introducerea stării de urgență pentru faptul că deputației și-au delegat această atribuție în detrimentul legii cu privire la starea de urgență, de asediu și de război. Deoarece Parlamentul a adoptat această lege. O execută parlamentul eh, cu guvernul, guvernul sau președintele. Dar nici de cum deputații nu pot introduce din oficiu, la propunerea lor, starea de urgență. Fiindcă, pe viitor, dacă noi rămâne această hotărâre în vigoare, s-ar putea să introducă starea de asediu. S-ar putea să introducă starea de război. Da, dar tot trebuie să se întrunească condițiile respective. Doamna Ursul, uitați-vă când a introdus starea de urgență, ce condiții s-au întrunit? Uitați că acum e vorba despre această pandemie, pandemie de COVID-19. Dar, în hotărârea, hotărârea respectivă de introducere nu există nicio acțiune plauzibilă, concretă, care ar preveni uh, pandemia Republica Moldova. De aceea, pentru că a nu da posibilitatea unor guverne sau unor parlamente să abuzeze, să uh, fie autoritare, să încalce dreptul omului, să încalce opoziția și să, fie, să, să execute puterea uh, în nume propriu, această stare de urgență, obligatoriu trebuie să fie declarată neconstituțională. Domn' Cârnaț, dar dacă luăm în calcul și ceea ce s-a vorbit în spațiu public, că PSRM și PAS ar fi ajuns aproape de un numitor comun când să fie stabilită data alegerilor parlamentare anticipate, doar că, puțin nuanțat, PAS-ul zicea că ar fi bine în vară, PSRM a insistat pe ideea că în toamnă. Acum, aceste două entități politice ar mai putea să reia să discute acest subiect și să găsească un compromis? Din punct de vedere politicești, eu cred că a fost ceva discutat între PAS și socialiști sau între președintele Sandu și ex-președintele Dodon, referitor la scenariul pe trece a parlamentare anticipate, nu iescut scut lucrul acesta, fiindcă felul cum s-a introdus starea de urgență, parcă a fost bine regizată. O răzbunare și... pe nu, adversarul politic. -aș nu ar spune, uitați-vă că pasul era de acord cu starea de urgență pe 15 zile, să fie introdusă, iar socialiștii pe două luni de zile au pedalat lucrul acesta, dar uitați să vedem guvernul Ciocoi, neavând competența constituțională, a spus că maximul putea bea să fie introdusă pe 30 de zile. De deci, aceea parcă înțelegerea au fost între ei doi și nu e scut faptul că și în prezent se vor discuta, fiindcă socialiștii vor pedala ideea că dacă voi nu veți fi de acord cu noi ca să aibă loc alege parlamentare în toamnă, s-ar putea pe 30 și mai să mai introducem o stare de urgență și să mai lungim această termen încă pe două luni de zile. Dacă lucrul acesta se va întâmpla, atunci în Republica Moldova acest popor nu rezolvă nimic, în Republica Moldova, deputații reprezintă interesele lor personale și de grup și fiindcă dacă Parlamentul ar fi un reprezentant autentic al poporului, atunci în ziua când s-a constatat circunstanța dezolvarea Parlamentului, ei trebuie să dea poporului dreptul de a-și alege viitori reprezentanți, fiindcă ei și-au pierdut legitimitatea din data de 15 aprilie 2021. Și această introducere a stării de urgență, toți au demonstrat, este numai interesul de a primi salariu de deputat și de a-și lunge viața în Parlamentul Republicii Moldova. Am vorbit ce poate și ce trebuie să facă președintele Republicii Moldova, ce poate și ce trebuie să facă Parlamentul Republicii Moldova, ce poate și ce trebuie să facă Guvernul Interimar al Republicii Moldova până la aflarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate. Doamna Ursu, eu credeam că domnul Ciocoi chiar a două zi după ce s-a introdus neconstituțional starea de urgență Republica Moldova să vină în cadrul Parlamentului și să ceară rectificarea bugetului așa cum a motivat introducerea stării de urgență. Și dacă lucrul acesta se va întâmpla până a fi declarată neconstituțională, atunci ar avea o plus valoare această introducere de stare de urgență. Dar dacă nu se va face rectificarea la unei legi, inclusiv rectificarea bugetului, atunci eu nu văd niciun motiv de a fi introdus starea de urgență în Republica Moldova. Mai mult ca atât, dacă se cunoaște că vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, atunci guvernul Ciocoi trebuie să vină în Parlament Republicii Moldova și să arate dune omului bani pentru organizarea alegerilor parlamentare Apropo, anticipate. Se vor bani pentru organizarea alegerilor anticipate? Uitați-vă că suveranitatea aparține poporului și odată ce poporul are dreptul la alegeri parlamentare anticipate, atunci banii respectiv obligatoriu trebuie să fie găsiți pentru a da posibilitatea poporului să-și exerce acest drept suveran. Și nu contează de la care uh, uh, dispărțituri sau de la care capitole vor fi luate și vor fi îndreptate spre alegeri parlamentare anticipate, fiindcă aceasta este dreptul poporului. Dumneavoastră cunoașteți argumentul de bază al PSRM. Ei spuneau că pe timp de pandemie este exclusă organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Uitați-vă că aici nu avem duble standarde. Noi în cadrul sau în perioada pandemiei am avut alegeri parlamentare am avut alegeri prezidențiale și în prezent se desfășurau o lege Parlamentare doar într-o circumscripție la Hâncești. Hâncești. Noi am avut alegeri prezidențiale. Dar referitor la faptul că nu se petrec alegeri în perioada pandemiei, la fel lucrul acesta este exclus, fiindcă în toate statele democratice au avut în această perioadă alegeri, fie prezidențiale, fie parlamentare, fie la funcție de primar. Și de deci, ce dacă noi avem o situație legată de democrație, respectând în mai reguli legate de petrecerea alegerilor parlamentare anticipate, adică reguli legată de a, prevenirea pandemiei, atunci se vor desfășura aceste alegeri. Deci de bună organizare alegerilor anticipate sunt responsabile două instituții, CECU și Guvernul. Uitați-vă la acest capitol, eu cred că puțin doamna președinte, inclusiv și PASO, au dat greș. Au dat greș în sensul că nu au pedalat bine ideea ca să fie investit în funcție un guvern pro-european. Spuneam lucrul acesta, fiindcă... -a este ce este. din da, ce este. Eu că a găfat la ce adică ceva greșit. Dar din ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova, atunci guvernul Ciocoi este responsabil din punct de vedere al finanțării, alegerilor parlamentare anticipate și din punct de vedere a garantării ordinii de petrecere a alegerilor parlamentare anticipate. Referitor la organizare și petrecere, e responsabil acel organ specializat care este Comisia Electorală Centrală. Și la acest capitol, dar mi-a singur ați menționat că avem probleme. Deoarece unii, mandatul unor membri ai Comisiei Electorale Centrale expiră. Și dacă expiră, s-ar putea ca actualul Parlament, în perioada pandemică, în perioada stării de urgență, să numească alți noi membri în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Deci astăzi nimeni nu ar avea un răspuns exact când vor avea alegerile parlamentare anticipate, când vor avea loc... Când va avea loc scrutinul parlamentarilor anticipate? Aveți perfectă dreptate, fiindcă sunt multe necunoscute care pot fi rezolvate în timpul cel mai apropiat. Principala necunoscută este starea de urgență cât va dura. O zi, două sau până pe 30 mai. Sau. S-ar putea să fie după 30 mai, încă două luni. Sau încă din august, iar încă pe două luni de zile. Uitați-vă, e în mâna Dar Parlamentului. Ați spus că Parlamentul, practic, începând cu ziua de astăzi. Aveți perfecte dreptate, Nu, că eu... nu ar mai trebui să ia decizii. Da, fiindcă e, constat, forț major. De, s-a constatat circumstanțele de dezolvare a Parlamentului. Dar în legătură cu faptul că viața Parlamentului se lungește în perioada stării de urgență, atunci ei sunt pleni potențiali să adopte orice act legislativ care este de competența Parlamentului. Ideea că din cursa parlamentară alegerilor parlamentare anticipate, ar putea fi exclus un jucător, un actor politic, e viabilă? Da, e viabil. Numai că acele sesizări care s-au depus la Curtea Constituțională referitor la declararea neconstituțională a Partidului Ușor, mi-a să Uiect, vă da? referiți, sunt neconstituționale, fiindcă au fost depus de către deputați care nu sunt în drept de a sesiza Curtea Constituțională cu astfel de sesizări. De aceea pot să se adresez la Curtea Constituțională pentru a fi declarat un partid de constituțional, numai președintele Republicii Moldova, ministrul justiției sau procurorul general. Dar din cursa electorală elimină ce cu Refere... un actor care nu respectă toate normele legale. <laughs> Doamna Ursu, noi să ajungem la acea etapă când acești concurenți electorali, mi se pare că am vreo 60 de partide în Republica Moldova, 56. Care a... 56 de partide care au dreptul să se înscrie în cursă electorală pentru a obține un mandat în Parlamentul Republicii Moldova, însă, dacă noi spunem de pe acum că cineva va fi exclus din cursa electorală, cred că nu noi este. corect. Noi zicem dacă va fi. Am zis că s-ar putea da. să se adune suficiente argumente pentru ca să fie scos din cursa electorală un Orice partid politic. Orice partid care se va înscrie în cursa electorală și nu va respecta în tocmai legislația electorală, mai ales la capitolul finanțare, atunci Comisia Electorală Centrală este în drept ca să-l pedepsească cu excluderea din cursa electorală. Am avut numai multe cazuri, inclusiv reprezentanții partidului Șor, care au fost scos din cursa de, prim, de la funcție de primar general. La fel am avut un, cazuri alt partid, un alt partid de Renato Usate, când aproape toți membrii Comisiei Electorale Centrale au votat excluderea din curs al lui Renato Osate și în cele de urmă Partidul Socialist condus de Igor Dodon a preluat a... electoratul, electoratul asta, al lui Renato Osate însă un singur membru a Comisiei Electorale Centrale, domnul Ștefan Uretul a spus că aceasta merge împotriva democrației de a fi exclus un candidat care are potențial mare de a deveni reprezentant în Parlamentul Republicii Moldova a poporului. Uitați-vă, Curtea Europeană a dreptului, până la urmă, a dat a câștig de cauză acestui actor politic și a pedepsit statul Republica Moldova. Dar aici eu trebuie să văd acțiunile Ministrului Justiției, acțiunile de regres, față de foști membri a Comisiei Electorale Centrale, care au exclus din curse pe Renato Usate. Uitați-vă, nicio acțiune nu s-a făcut la acest capitol. Dar noi am plătit. Noi am uh, pus obrazul și ne-am arătat că Republica Moldova nu se respecte pluralismul și pluripartitismul, uh, care este un garant în Constituția Republicii Moldova. La surprize, opinia publică poate să se mai aștepte? În general, Republica Moldova este țara de surprize, și mai ales din punct de vedere al surprizelor care merg împotriva poporului Republicii Moldova. De aceea este binevenit ca toți actorii politici, dacă vor pe adevărat să aibă un rating, și să fie votați de către popor, ei nu trebuie în prezent să se opună la acest drept al poporului de a-și alege din nou reprezentanții în Parlament. Fiindcă acel partid politic care se va opune în prezent declanșării alegerilor parlamentare anticipate, în fiecare zi va scădea din rating, fiindcă introducerea stării de urgență s-a arătat că este mai mult motivat politic și nici de cum de a preveni Pandemia. Și aceasta va fi un risc acelor partide care vor merge împotriva declanșării legilor parlamentare anticipate. cea mai mare poate fi chiar componența viitorului legislativ. Aceasta este voința poporului. Care va fi viitorul, componența viitorului parlament? De popor depinde, fiindcă de multe ori noi spuneam că poporul când votează parcă este miop. Și numai după ce votează, vede pe ce reprezentanți i-a trimis în Parlament, care a doua zi trebuie, domnul procuror general, să fie intentate dosare penale față de jumate de întrânși. De aceea, ca poporul să nu, se, să nu se întâmple cu astfel de surprize, e bine ca să, să stea strâmb, dar să voteze corect, așa cum ar fi dorit ca el să fie reprezentant în Parlamentul Republicii Moldova. Să fie 8... votați oameni onești, oameni cu Verticalitate, care au demonstrat lucrul acesta în timp, dar să nu voteze pisica din sac, așa cum au votat-o până în prezent. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Cu plăcere!